spune-ne, Andreea, câți ani de costumați sunt aici? Da, a se consemna că e dressing-ul dansatoarelor, nu e dressing-ul meu. Aici sunt hainele lor și sunt haine adunate în câțiva ani de zile. De exemplu, în cutiile de sus sunt hainele lor de scenă, folosite deja, dar care arată încă bine și nu le-am aruncat. Unele, bineînțeles, le-am aruncat, care s-au stricat. Iar aici sunt haine active, cum ar veni, care se folosesc în concerte. Acestea sunt costumele de LED-uri care sunt cusute de mine. Eu le-am cusut, ațele, toate. Și se aprind. Câteodată le folosim, câteodată nu le folosim. Nu mai avem baterie? Nu mai avem baterie. Aici avem majoretele. Costume de majorete cu caschetele. Aici, caschetele. Aici avem pentru momentele latino, franjuri. Aici avem niște salopete colorate. Aici avem budoaruri și chestii pentru momentele mai înfierbântate. Aici avem călușari, că na, avem momentul călușarilor. Am ajuns și la dressing-ul tău mobil. Exact, un dressing mobil, pentru că acest dulap reprezintă garderoba cu care mergem la concerte și aici sunt și hainele mele în partea asta și hainele dansatoarelor și hainele instrumentiștilor. Și avem accesoriile de pene, cu sutiene, cu corselete, avem majoretele, avem cancanul, am ținutele mele de carnaval, de piesele mai dark, mai pop rock, de latino, de majorete. Aici avem supereroi, asta e costumul lui Petișor de Superman. Aici avem Superwoman, Spider-Woman și Batwoman. Aici avem iepurașii, asta e pălăria mea, de capitan de iepuraș. Cum reușiți în 20 de secunde să le găsiți așa? În primul rând că sunt puse în ordine, în ordinea intrării în scenă și sunt puse pe căprării și fiecare costum unde trebuie. Și, de exemplu, se îmbracă foarte repede, uite. Adică sunt făcute în așa fel încât să se îmbrace repede. Să înțelegeți cât de nebună sunt, am făcut o căsuță în curte, special pentru pene. Penele cu care noi dansăm la concert la primul moment de 6 minute de carnaval din show. Adică doar pentru 6 minute am făcut această căsuță în care depozitez penele. Pentru că unele pene, de exemplu, sunt făcute și lipite de mine personal. Încerc să vin tot timpul cu lucruri noi și anul trecut am lansat un show care se numește Fantezia. Este plin de culoare, de energie și a avut 3 părți până acum: Fantezia Majorete, Fantezia Supereroi și Fantezia de Iarnă. Iar acum vine Valentine's Day și de Valentine's Day am adaptat un pic special pentru această perioadă. Am adaptat show-ul și l-am transformat, am creat o stare mai romantică. Totul pare o magie special de îndrăgostiți. De când începe show-ul meu până la final, într-o oră, vezi practic mai multe povești și ești transpus într-o lume frumoasă a poveștilor, spuse prin muzică, dansuri și costumați. Costumele de scenă este foarte complicat, pentru că nu trebuie să am doar costumul meu, trebuie să îmbrac încă 6 fete pe lângă mine. Și la fiecare concert noi schimbăm în jur de 10 rânduri de haine, pentru că fiecare moment în show-ul meu, care ține cam vreo 6 minute, are o altă tematică și are alte costume. Și avem carnavalul, iepurașii, majoretele, supereroi, momentul latino, iarna avem fantezia de iarnă. Și atunci fiecare moment are costumele proprii. Atunci când trebuie să schimb toată garderoba unui show, durează foarte mult și implică multă muncă, multă creativitate, pentru că practic trebuie să schimbi toate aceste rânduri de haine și se schimbă cam o dată la un an. Adică la începutul fiecărui an
încep să schimb costumele și cu acele costume prestăm și cântăm tot anul. Acum urmează și durează cam vreo 2 luni să le schimb pe toate. E important să investești. Eu, de exemplu, reinvestesc în show-urile mele cam 40% și în tot ceea ce înseamnă brandul meu. 40% din câștigurile pe care eu le am, le reinvestesc în mine, în brandul meu, în Andreea Bălan. Restul cu 30% mă trăiesc, îmi fac viața frumoasă și restul de 30% îi pun deoparte pentru că sunt o strângătoare și pentru că mă gândesc tot timpul la ziua de mâine. În 2007 am avut norocul să ajung în Mexic la campionatul internațional de dans, Dansez pentru tine. Bailando por un sueño, varianta internațională. Acolo am luat locul 2 pentru România. Avem și trofeul aici și medalia. Și acolo am învățat 40 de stiluri de dans și am învățat și ce costume se potrivesc acestor stiluri de dans. Am ajuns la croitoria Televisa, care este o croitorie imensă, o suprafață enormă, și am stat de vorbă cu designerii de acolo și mi-a explicat la fiecare dans în parte, la salsa, la samba, la acolo, ce se potrivește și cum trebuie să arăți în acel stil de dans. Atunci când mă gândesc la o ținută nouă de show, e important să fie în stilul caracteristic, în coreografie, adică trebuie să se potrivească cu coreografia, cu muzica și, cel mai important, să se poată îmbrăca și dezbrăca ușor, pentru că noi, schimbându-ne de 10 ori la un show, ne schimbăm în 20 de secunde, atât eu cât și fetele, totul fiind prin rotație. Atunci când sunt eu în scenă se schimbă ele, când sunt ele mă schimb eu și avem un costumier în spate. Și dacă n-au fermoare bune, n-au arici, n-au, te îmbraci greu și se întâmplă deseori să se rupă, să intri cu fermoarul un pic desfăcut că n-ai avut timp să-l închizi, să ți se rupă pe scenă. Sunt tot felul de incidente, dar publicul nu le simte pentru că noi sau le-am trăinuit pe fete și așa m-am învățat și eu, să dansăm, să cântăm cu zâmbetul pe buze și indiferent de ceea ce se întâmplă, publicul nu trebuie să vadă sau să simte că tu ai o problemă. Am dansat și cu tocuri rupte, și eu și fetele, și cu hainele neînchise sau rupte pe moment, dar întotdeauna am fost super profi și ne-am făcut treaba foarte bine. Îmi spuneai de accidentul pe scenă, ți s-a întâmplat vreodată ceva mai grav? Măi, cel mai grav e atunci când cazi. În primul rând că e rușinos, știi, când cazi, și în al doilea rând să ți se rupă tocul. Și în cazul meu, să ai niște coreografii foarte grele. Andreea, îți mulțumim tare mult. Da! Geca, nebunit! Știe că apare la televizor! Foarte încântat, da. V-am arătat așa un pic din partea mea de show, de concerte, din garderoba de show. Ne-ai transmis și din energie, chiar dacă nu am fost pe scenă cu tine, am fost în spatele scenei. Păi să exact, ce în backstage. Vă aștept la concertele mele ca să vedeți ce e în față. Mulțumim încă o dată. Vă pup! Cec! Mai multe dezvăluiri din viața Andreei Bălan. Vedeți astăzi la Star Magazine de la ora 14.